Bună dimineața, dragii mei! Bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu! Am aceste mere luate de la piață, foarte aromate, dar cam micuțe, și m-am gândit să fac un desert rapid. Am scos un aluat de foietaj de la congelator și mă voi folosi de aceste mere aromate, de aproximativ 100 de grame de zahăr tost, de scorțișoară, un ou ca să le putem unge, zahăr vanilinat și, v-am mai spus, un aluat de foietaj. Eu vă recomand să-l pudrați cu puțină făină, eu nu l-am mai pudrat. O ustensilă cu ajutorul căreia voi scoate mijlocul merelor, un penson de uns, un cuțit foarte ascuțit și o tavă prevăzută cu hârtie de copt. Haideți să vedeți ce ușor se face acest desert. Am curățat aproximativ 10 mere. Le voi scoate mijlocul. Exact așa trebuie să arate, ca niște inele ne vor ieși. Dintr-un măr vor fi 3 felii groase. Aceste felii le vom înveli în aluat de foietaj. Aluatul de foietaj, secretul este, îl repet, trebuie pudrat cu puțină făină. Al meu este destul de moale, l-am lăsat să se dezghețe cam mult, se agață ușor și devine lipicios. Se vor tăia șuvițe scurte, nu lungi, pentru că se mulează foarte greu pe feliile de mere, de aproximativ un centimetru. Pare destul de ușor și rapid de făcut, folosindu-ne de acest aluat de foietaj care devine crocant la coacere. A se observa că este destul de moale, deci trebuie să-l lăsați un pic mai congelat sau să-l pudrați cu făină. Până la urmă am reușit să le învelesc pe toate. Am amestecat zahărul tost cu zahărul vanilinat și cu scorțișoara. Exact așa trebuie să arate feliile învelite, ca să iasă ca niște flori. Le vom tăvăli prin... Prima dată le vom unge cu ou și pe urmă le vom tăvăli prin acest amestec de zahăr cu scorțișoară și zahăr vanilinat. De ce le tăvălim prin acest amestec? Ca să devină, ca să aibă o crustă arămie și foarte aromată. Ia uitați cum arată la final. Vă recomand acest desert ușor de făcut, delicios, fraged și foarte, foarte bun. Poftă bună, dragii mei, să aveți o zi minunată în continuare!